Mai toate formele de medicină naturală, neconvențională, alternativă se bazează pe ideea că există o cauză mai profundă decât cea materială. Introducând noțiunea de psihocauzalitate, putem înțelege substratul psihoemoțional al unei personalități pornind de la simptomele, bolile pe care le are. Cei care au probleme legate de intestinul gros, de rect, au mai ales probleme materiale. Adică sunt preocupați de finanțe, de resurselor financiare, de locuințe, le teamă că vor avea probleme legate de acestea. Cei care au probleme urinare, afecțiunea tractului urinar, mai ales infecții urinare, sunt persoanele care se consideră tratate inechitabil în relațiile cu ceilalți, ceea ce îi preocupă pe ei, în primul rând, mai ales femei. Sunt aici, mai ales femeile sunt aici implicate, sunt relațiile cu ceilalți. Cei care au probleme legate de stomac și, în general, porțiunea superioară a tubului digestiv, ca și de alte organe din abdomenul superior, au probleme de plasare ierarhică. Sunt oameni care vor să se afirme, care vor să câștige o întâietate, o anumită poziție în ierarhie. Cei care au probleme de comunicare afectivă sunt predispuși la afecțiuni respiratorii, iar la afecțiuni cardiovasculare sunt predispuși cei care sunt dedicați excesiv cuverșului are unei cauze exterioare. Cei cu probleme legate de tiroidă sunt persoane care au o problemă în afirmarea ceea ce ține de profunzimea lor, de creativitatea lor superioară. La majoritatea oamenilor există o unică problemă psihoemoțională care este identificabilă din copilărie prin adolescență până la vârsta adultă. Acea problemă, dacă este identificată timpuriu, putem folosi psihocauzalitatea cu scop profilactic, adică persoana respectivă să fie alertată din timp că el e predispusă să dezvolte probleme pe o anumită sferă.